Salut! Vă salut pe toți! Și noi, salut, și noi te salutăm. Prima întrebare era clară, nu? Ați închis cu Conoplianca să faceți transferul verii? După părerea mea, dacă îl veți face, este cel mai tare transfer vara asta din fotbalul românesc. Discutăm de jucători atunci când au fost prezentați pe site-ul CFR-ului. Acum am văzut poză cu tine, l-ai luat de la aeroport, adică știi păi cum da, e. Dar atât, asta doar confirm pentru că suntem în discuții cu el. Da, nu, da, atât am întrebat, ați închis discuțiile sau încă nu? Nu, că nu. Din moment ce nu s-a prezentat pe site. Am înțeles. Dar tu chiar crezi că puteți să luați un jucător de așa mare valoare? Mie ți-am zis, dacă luați Bazdalovi, nu știu cum mai joacă, dar mi se pare transferul verii. Adică, adică ești optimist? Eu priveam cu dezamăgire, da, amărăciune, să spun așa, în momentul în care oameni din fotbal românesc vorbeau despre ceea ce s-a întâmplat la CFR Cluj în ultima perioadă. Da. Și singurul lucru pozitiv... Și n-am făcut niciun demers în a atenua, să zic, opiniile lor. Singurul lucru pozitiv de care am încercat să ne folosim a fost că nu ne-au băgat în seamă, ne-au ironizat, ne-au luat la mișto, își dăiau cu părerea și ușor să dai cu părerea pe banii altora. Da? Și noi ne-am văzut de treabă, încercăm să facem o echipă, încercăm să înlocuim jucătorii care au fost aduși la CFR și cu care s-a făcut profit. Mai mult decât atât, s-a obținut și o calificare în primăvara europeană cu ei. Am intrat în play-off la un punct distanță față de echipa de pe primul loc. Și așa cum au fost găsiți acești jucători, încercăm și în acest moment să aducem jucători cu care să obținem rezultate foarte bune, să încercăm să câștigăm campionatul în mod special, să optimizăm, să diminuăm și costurile pe care, financiare pe care le avem și, bineînțeles, ulterior să fie transferați, pentru că s-a demonstrat că CFR Cluj reprezintă o rampă pentru jucătorii care doresc să obțină contracte mult mai bune. Da, Cristi, mie, îți spun sincer, mie mi se pare o echipă mai interesantă care ați făcut-o acum decât anul trecut. Să-ți spun la modul cel mai sincer. Pentru că avem o echipă managerială care a muncit foarte mult. Pentru că nu este meritul meu, să spunem așa. S-a lucrat în echipă, am avut sprijinul și încrederea finanțatorului. Dar asta te întreb, greșesc? Sau părerea ta care e? Mie mi se pare că aveți echipă mai valoroasă astăzi decât anul trecut. Mai solidă. Și mai echilibrată pe toate posturile. Greșesc? Fiecare cioară își laudă pe ei. Nu, te întreb părerea la ta. La mine faptele vorbesc. Nu, suntem modești. Nu, asta este. Au vorbit de noi, ne luam la mișto unii că am vândut masa, mai lipsa să vinde masa de masaj. Asta este. Din punctul meu de vedere există o echipă foarte bună în acest moment. Nu suntem la nivelul la care am dorit, pentru că avem jucători care au sosit de curând și din păcate avem această dublă în Conference League cu cea mai puternică echipă dintre cele care joacă acum echipele românești. Niciuna dintre adversarele echipelor românești nu este la fel de puternică ca și Andana. Dar avem în ADN acea dorință de a câștiga. Am demonstrat și vom face tot ceea ce depinde de noi ca să obținem un rezultat foarte bun la ambele manșe. Nu mi-ai răspuns la întrebare, ești optimist? Asta optimist cu foarte optimist. Conoplianca? Păi e Tațitis în primul rând care deja s-a semnat și un jucător care are 150 de meciuri în Serie A. Un jucător care a demonstrat. Iar legat de vârstă, am văzut cum finanțatorul FCSB-ului
vorbea ironic despre noi și despre vârsta jucătorilor care au venit. Dacă îi comparăm cu Djokovic și cu Kyrgios, doi jucători foarte buni, nu cred că e măsură să râdă. Iar dacă vorbim de antrenor, cred că finanțatorul FCSB-ului este ultima persoană care poate să facă mișto de antrenor de altă echipă. Am înțeles, am înțeles. De altfel, voi luându-vă chiar antrenor, v-ați luat antrenor. Mie îmi place Mandorli. Tu ai spus-o. Da. Și tu ai confirmat ceea ce am spus eu. Nu, e antrenor, e antrenor. Păi și atunci, de unde acest mișto pe care face, da, fotbalul te pedepsește. Uh-huh. A zis ai orice. Da, te rog. Lecții de la unul care, de la cei care nu sunt obișnuiți să termine pe primul loc, e greu să luăm. Am înțeles. Nu sunt un model pentru noi. Am înțeles. Ai văzut ce ai zis de Conopliancă? Hai, domne, că e moșa, l-am vrut să luăm acum 10 ani. E țeapă. Că e țeapă. Ora e țeapă, am 10 la ani. Dacă te țeapă, am luat Gigi, el știe. Simplu. E o țeapă Conopliancă. L-am vrut noi la FCSB să luăm acum 10 ani. Ce naiba, și râdea. Alo? Da, nu, ce pot să spun? N-am ce să comentez. Deci semnați cu o țeapă azi? Nici măcar în glumă nu e. Nu, nici măcar în glumă nu pot să, să spun la întrebarea poate asta. Poate îi trage pe FCSB în țeapă Conopliancă. Vedem. Orea, vedem. Pentru că acum suntem preocupați de meciul de joi și e un joc important. Repet, din păcate nu suntem ca și pregătire fizică la nivelul la care am dorit cu toți jucătorii care în acest moment sunt sub contract cu noi. Uh-huh. Unii că au fost accidentați și alții că au venit mai târziu.